Hai nu rău, fraților. Cu părere de rău, știa că o să ajungă și la momentul ăsta. Dar e timpul să ne despărțim de mașinuța asta. A fost prima mașină pe care am condus-o și eu ca lumea. Am mai avut Smart-ul ăla înainte, dacă știți. Și ăla l-am condus doar la poligon. Dar asta, practic, a fost prima mea mașină. Și sincer, nu mi-a făcut plăcere. Nu e vorba de mașină aici, dar nu-mi face plăcere să conduc. Asta poate fi un lucru bun sau poate fi un lucru rău. Dar nu-mi face plăcere să conduc, fraților. Nu niște bani până la urmă. Și să scăpăm de ea. Revin mai târziu. E stare foarte, foarte bună. Nu, nu vin degeaba. Ajung în 15 minute. Salut, salut. Astăzi ne despărțim de mașină, veți? E 7 dimineața, deci nu știu cât e. O, doamne, o, doamne. O tăiem pe aici direct. I-am zis omului că nu negociez absolut deloc la ea, pentru că sunt ăștia care negociază la telefon prima oară, după aia negociază și în real life. I-am zis, frate, mai jos nu mai cobor. Și mergem să vadă o mașină. Oricum, frate, în București n-ai ce să... N-ai ce să te circul, n-ai ce să faci în București. Cu bicicleta ajungi de punctul A în punctul B în București, în orice colț al Bucureștiului, mult mai rapid cu bicicleta, frate. Și asta nu e o glumă sau ceva, e realitate. Acum ce filmez eu acum este după câteva zile de când am zis că o dau. Am stat cu ea pe OLX. Iar astăzi este timpul să o mărităm. Am ajuns și la locație. Văd că băiatul stă aici deja. Da, să mă găsim aici. Dacă comentează ceva despre mașină, că nu-i place lui, habar n-am ce. Nu mai dau nimic. Și gata. Hai să coborâm să salutăm și să-i dăm mașinuța. Salut, scuze că filmez, sper că nu te deranjează chestia asta. Poți să te arăt pe cameră ca să fac și un video mic cu mașinuța? Nicio problemă, frate, poți să mă filmezi toată ziua. Ce străia, cum o credeați că îmi vând eu pe țigâncușa mea frumoasă, mă? Mâncau ar tata să o mănânce. Ideea e că am vrut să fie video ăsta mult mai special față de ce este și ce am făcut eu acolo și să fac o chestie ca în GTA cu mașina cum era înainte și cum este după, cu DRF, să fac împreună cu DRF video, dar n-am mai apucat pentru că s-au mișcat repede băieții. Așa că o să transformăm asta într-un prank, că vând mașina, dar nu vând, bineînțeles. Și să vă prezint mașina, am mai prezentat-o, dar am să vă las link-ul în descriere către merită toți banii. Este un băiat de nota 1000 și acolo am făcut prezentarea mașinii, dar puțin pe grab așa. Dar acum am să vă vorbesc ceva mai multe despre mașinuța mea și o să vă prezint ce am mai băgat, ce am făcut eu ei, povestea mașinuței și așa mai departe. Și suntem la Palatul Parlamentului, nu știu cât de bine se vede acolo, pentru că am dat și eu să mă văd eu mai bine. De ce vă întrebați? Muzica.
Și cam așa arată frumusica mea acum. Sper să mă aud bine, că sunt foarte multe mașini care trec pe aici. Bine, acum nu trece nicio mașină, dar sunt multe mașini. I-am schimbat bara față, băieți. I-am pus bară de M2 cu lip, frumos, că dacă toți suntem pe GTA Real Life cu dalea cu lipuri mereu, mi-am pus și eu lip. Nu este ceva exagerat lipul ăsta, dar e mișto rău de tot. Cam așa arată. Eu sunt mega mulțumit de cum arată. Aici, dacă vă uitați atent, este o găurică, pentru că aștept să vină ceva de pe Mag, care o să vină acolo frumos în găurica aia. Și cam așa arată. Vopsită absolut perfect. Culoarea mașinii partea de sus, iar jos piano black. Bine, murdar acum, n-am spălat-o. Bine, bara e cât de cât curățică, dar capota, dacă vă uitați așa, e foarte murdară și mașina e murdară, pentru că am ieșit cu ea acum 2 zile de la vopsit și mi-a zis să nu o spăl vreo 3 zile cam așa, ca să se usuce ca lumea vopsea. Bine, e uscată, dar să se prindă mai bine, habar n-am, nu mă pricep. Și cam asta e șmecheria, cum arată a mea mașinuță, bineînțeles. Așa arată față. Am avut opțiunea să cumpăr și praguri pentru ea, dar sincer mi-mi plac pragurile astea, iar pragurile care erau disponibile erau cam ieșite prea mult în afară și nu mi-au plăcut, dar poate pe viitor mă gândesc și poate. Dar fața e impecabilă. Aici e o găurică, am căpăcelul ăsta, doar că trebuie să-l pun aici. Și mai avem încă o găurică lipsă aici, nu e tobă, băieți. Aici avem toba veche, dar dacă vă uitați atent, bine, nu trebuie să te uiți atent, dar toba nu vine fix până unde trebuie, pentru că asta este tot bară de M2. Bine, nu este de M2, dar este M2 Look. Și nu se potrivește toba mea cu evacuările care ar trebui să vină pe mașina asta, dar zilele următoare voi face upgrade, să zic așa, la niște evacuări noi. Mama, dar câte mașini sunt, ziceam că nu prea sunt mașini. Voi face upgrade la niște evacuări noi și atunci o să vadă mult mai bine. Nu mă interesează să am evacuări gălăgioase sau mai știu eu ce, vreau doar să arate foarte bine și să păstrez DPF-ul, să păstrez catalizator și tot ce trebuie, adică doar design și atât. Nu vreau să fie o mașină gălăgioasă, oricum e diesel, nu s-au decat benzina, dar na. Avem aici niște fante foarte frumoase, care nu sunt fake, adică chiar este pe bune fanta acolo. Și astea le-am luat de la un băiat, Mihai Dănet, dacă vă interesează, îl găsiți pe Facebook și pe grupurile de seria 1, sau grupul de seria 1, eu sunt doar pe un grup. Au venit fără găurile astea, fără gaura asta aici, fără găuri de senzori la fel, fără gaură pentru luminile de la număr, la fel a venit fără găurile de la senzori, avem 4 senzori în față, 4 în spate, și fără găurile de la spălătoarele de faruri și fără gaură de la ăsta de tractare de aici. Iar băieții unde am fost să vopsesc mașina au făcut toată treaba și le-a ieșit o treabă absolut impecabilă. Uite, știu cât de nervoasă pare, bă, băieți. Puțin la interior, mi-am pus niște preșulețe de-astea foarte, foarte șmechere. Bine, trebuie să le mai aranjez eu un pic, dar nu le-am pus perfect din prima, pentru că atunci când le pui, ele fiind împachetate ciudat, trebuie să le lași un pic ca să se așeze pielea asta. Bine, nu e piele, e o făcătură de piele, dar arată bombă rău de tot. Așa. În față la fel, dar e murdară pentru că a fost la servicii, s-au tot urcat și s-au pus în ea, dar e senzație rău de tot. Așa. Ne băgăm în mașinuță la liniște. Cam așa arată și aici, cu preșulețele astea mișto. Eu sunt mega mulțumit de cum arată cu preșulețele. Extraordinar de fericit. Ce am mai schimbat sunt oglinzile, adică sticla oglinzii, pentru că era cu numerele vechi de matriculare, și capacul oglinzii cu un capac de ăsta de M, care arată foarte mișto, zic eu.
De când am luat-o, nu știu dacă... Bine, cred că v-am arătat, v-am prezentat de luminițele astea ambientale. Arată foarte șmecher pe partea asta. Pe partea asta, dacă se poate observa, e un punctuleț acolo. Se vede, da? În rest, e bine. Iar aici e puțin dezastru, și anume chestiile astea de aici. Se văd așa și încă un pic aici. Iar în partea asta altă e bombă. Dar sunt culorile puțin diferite. Acum ea e setată pe culoarea mov și ar trebui să fie așa toată mașina. Dar aici este mov, aici e puțin mai rozaliu. Astea le-am luat de pe EMAG. N-am să vă las nicu pentru că n-are rost să vă las și voi, pentru că nu sunt foarte calitative. Adică sunt mai calitative decât multe altele, doar că nu merită să le bagi. Și le-am montat la niște băieți. Am uitat sincer cum se numesc băieții ăștia. Dar ei au făcut o treabă super mega șmecheră. Adică le-au pus absolut perfect, exact cum am vrut eu. Să am pe ușa din față, la bord, dungulița asta așa, ușa cealaltă din dreapta, și aici la consola centrală de la schimbător și astea la fel să fie așa. Și mi le-au ieșit absolut perfect. Fibra stă bine, nu scapă de aici nici dacă... N-ai cum să tragi de ea, practic, n-ai cum să tragi de ea. Doar că, na, calitatea fibrei nu este de foarte bună calitate și vreau să o schimb, dar momentan caut să văd o dasă de fibră mai bună, pe LED mi-aș dori eu, ca să se vadă super mega bine. Navigația asta am luat-o de pe OLX, dacă nu mă șel, nu mă ținte fix de unde am luat-o, cu tot cu montaj și cameră de marș arier. Hai să vedem dacă o pornim noi acum și băgăm marș arier. Cam așa arată camera. E o calitate foarte, foarte ok. Și sunt mulțumit de ea. Tableta se mișcă absolut perfect, nu s-a blocat, nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică figură. Și încă am folia, pe dacă se vede aici e un pic folia dezlipită. Dar încă n-am dat-o jos pentru că arată foarte ok cu folia asta așa și nu s-a scorojit sau mai știu eu ce, și arată foarte, foarte bine. Am Apple CarPlay wireless pe ea, Android Auto la fel wireless, are 4 GB sau 6 GB de RAM, mi se pare că 6 GB de RAM, cu procesor Snapdragon, și na, n-am ce să zic despre tableta asta sau navigație, cum vreți voi să-i spuneți. Este absolut genială, frate. Și arată și bine mașina, o face mai nouă, să zic așa. O aduce mai în zilele noastre, cum ar veni. Dar eu am schimbat-o. Eu aveam navigație, dacă vă aduceți aminte, poate pun eu acum o imagine pe ecran. Aveam navigație originală, navigație mare, care este destul, dacă nu foarte rară, pe seria 1, navigație mare cu CIC. Adică navigație mare, ultima care s-a pus pe modelul ăsta pe care l-am eu, este foarte rar, încă o am și poate o să bag la vânzare vreodată. Și am schimbat-o pentru că tot stăteam cu telefonul pe suport. Bine, acum am suportul aici doar ca să mai fac o poză, să mai stea la încărcat din când în când. Și na, cam așa stă telefonul meu aici. Bam! Și se încarc, charging. Și cam asta e șmecheria. Dar nu mai am nevoie de ăsta. Cu navigația originală trebuia să pun telefonul acolo, să stau pe Waze, îmi spărgea bateria în două la telefon. Așa, cu asta îmi pun Waze-ul direct, nu mai rupe bateria telefonului. Muzica este bombă, setări și fel de chestii pe tableta asta, dă-te ia capul. E șmecheră rău de tot. Uite, aplicații pe aici, ce vrei tu, Google, Chrome, Play Store, PS5 Remote Play, l-am instalat, dar încă nu i-am dat de cap să-l fac să meargă, pentru că pot conecta un controller la tableta asta fiind Android, doar că nu merge să mă conectez la PS5. Adică dacă intru în ea, în două eroare, cam asta este eroare, something went wrong, 8800103. Da, poate reușesc eu odată și odată să-i dau de cap. Avem Waze, avem și YouTube separat, Google Maps, în caz că îți place Google Maps.
Google Chrome și așa mai departe, le avem pe touch. Și fel și fel de nebuni. Mai e și ăsta care arată foarte, foarte mișto. Bine, e doar așa de design, pentru că nu pot schimba după sport, pe confort, pe eco. Doar schimbă culoarea de aici și cam atât. Cam asta e șmecherie. Mamă, câte păsări pe afară, un cavaș. Așa. Și dacă vrei să ajungi în meniul vechi al BMW-ului, îl ai aici și bineînțeles cu asta poți să umbli și să-ți faci treaba direct din asta. Ai navigație, ai radio, ai telefon, ai fel și fel de nebunii. Direct din ăsta. Și joystick-ul ăsta merge folosit și aici. Adică direct în ăsta, știi? Adică în Android și în Apple CarPlay poți folosi joystick-ul de aici. Super mega șmecher. Și funcționează și butoanele astea. Dacă dau, de exemplu, pe nav. Îmi deschide Waze-ul. Direct de la butonul ăsta îmi deschide Waze-ul. Nu de pe CarPlay, dar cel de pe Android. Și direct îmi apar unde sunt acum. Ce planuri mai am eu cu mașinuța? Este în primul rând să-i fac volanul. Bine, pielea de pe volan este absolut impecabilă, frate. Este impecabilă pielea perforată de aici, asta așa. Doar că, vedeți, are niște imperfecțiuni de astea. S-a cojit așa că na, are și ea o vârstă. S-a cojit pe aici și pe aici la fel. Și trebuie să scot plasticul ăsta de aici și să-l revopsesc sau să-l recolantez, dar cred că o să-l colantez. Nu vreau să-l fac carbon sau mai știu eu ce, tot așa negru sau piano black. Și cam asta ar fi. Vreau să-i schimb și ăsta de la schimbător, dar vreau tot unul cu piele, cu ceva, să arate mișto și nu vreau cu argintiu aici, vreau cu negru. Și cam greu de găsit pentru automată și cum vreau eu să fie. Și cam asta e. Bine, de asta de aici de la volan, ăsta de aici de la schimbător. Deci, după cum am zis, asta de la volan, schimbătorul vreau să-l schimb pentru că e zgriat și da, vreau să arate chiar impecabil mașinuța. Un eleron vreau să pun neapărat, dar nu de la exagerat. Poate să pun o poză pe ecran, cum aș vrea să găsesc, ce eleron vreau să găsesc pentru mașinuță. Și bineînțeles să-i fac evacuarea ca să fie și ea frumos. Nu vreau evacuare gălăgioasă, vreau evacuare cum ar veni stoc, să zic așa. Adică nu vreau să audă tare mașina sau mai știu ce nebunii, sau să scoată fund, să scot DPF-ul sau de-astea, nu vreau să fie nimic exagerat. Doar să arate mașina bine, să meargă bine, emisiile să fie ok și cam asta e șmecheria. Treaba este alta. Când am luat mașina asta am zis că o să o țin. Bă, da, e prea lumină afară, mă. Și am dat ISO-ul deja foarte mic. Când am luat mașina asta, am zis că o să o țin maxim câteva luni, 6 luni, un an de zile maxim. Și că n-am să bag bani în ea. Dar am băgat. Nici nu știu cât am băgat și nici nu mă interesează. Sunt conștient că atunci când o să vreau să o vând, nu o să-mi scot banii pe ea. Și asta trebuie toată lumea care bagă banii în mașină să fie conștient că nu poți să scoți banii din ea. De exemplu, pe tabletă, adică pe asta v-am arătat-o mai devreme, am dat 3000 și nu știu cât de lei, 3300 de lei sau ceva de genul pe acolo. Cauciucuri cu jante, nu mai știu cât am dat, dar oricum tot pe acolo, pe la... O jantă a costat 500 ceva de lei, deci 2000... Nu, 600 ceva de lei. Vreo 2300 de lei, 2500 de lei jantele. Plus anvelopele care sunt, nu sunt Michelin, sunt Continental Conti Sport 5, cred, sau ceva de genul. Unele foarte, foarte bune, luate noi, nouțe, și alea au costat o grămadă, nu mai țin de cât am dat pe fiecare cauciuc în parte. Pe bările astea, mult am dat pe ele. Am dat 3800 de lei. Bările față-spate plus lipul din față și după aia încă 1800 de lei pe vopsit cu dat găuri cu toate alea făcut ca să să fie bine mașina. Nu știu, mărunțișuri gen pana mea, capace de la oglinzi cred că am dat 150 de lei, 200 de lei. Pe luminile astea am dat doar pe LED-uri, doar pe
instalație cum ar veni de ambiental vreo 250 de lei și după aia încă 600 de lei la băieți ca să mi le monteze, pentru că a trebuit să dea cam tot bordul jos și toate căcaturile, e complicată treaba. Nici nu știu, sincer, dar am băgat destul de mulți bani în mașină și am băgat pentru mine. Inițial am zis că îi cumpăr doar cauciucuri, ca să, na, ales cele mai importante, frate. Când îți iei o mașină și n-ai cauciucuri bune, ia-ți prima oară să-ți iei cauciucuri. Anvelope, sau cum vrei tu să-i zici. Pentru că dacă nu ai, ăla e singurul contact pe care l-are mașina cu viața, să zic așa. Și alea sunt cele mai și cele mai importante. Și frânele și tot ce trebuie, bine, a trebuit să mai schimb și câteva la mașină. Mașina nu a avut probleme mari, am schimbat consumabile și un ceva de la el, alternator, cred că alternatorul, da, o chestie micuță de la el. În rest, merge brici mașina și sunt super mega mulțumit de ea. Deci n-am să o vând. Nu cred că o să o mai vând vreodată, pentru că îmi place foarte mult. Dacă o să-mi iau altă mașină, asta o să rămână mașina de suflet și proiect. Că, până la urmă, a devenit o mașină pe care am luat-o doar ca să-mi fac treaba cu ea, punctul A, punctul B. A devenit așa un mini proiect. Nu sunt genul să fac clipuri despre mașină, cum întunez eu mașina, cum o fac bine tunat. Vorba vine că nu e tunat ce am făcut eu aici. Dar îmi place. Îmi place când mă urc în mașină să mă simt foarte bine în ea și să fiu mândru și să am o mașină drăguță, gen, știi? Și să meargă bine, bineînțeles. Deci cam ăsta e BMW seria 1 E81, motor 2.0, 143 de cai, turbo, are o turbină și cam asta e toată șmecheria. Consumul în oraș, la cum merg eu, este între 7,5-8 dacă merg mai bătrânește și dacă merg mai tinerește, urcă până pe la vreo 10,5-11. Pe drum lung, doar autostradă până la mare, cel mai puțin mi-a consumat 5,6, între 5,6 și 6,5 pe acolo și cam asta e șmecheria. Îmi place mașinuța mea și n-am să o vând. Vă pup, vă mulțumesc mult de tot atenția acordată. Dați și voi un like acolo și ne revedem data viitoare.